Șervan vorbește cu băieții despre Valentina, spunea că pentru el este clar că aceasta va pleca acasă și zicea că este evident că Valentina săptămâna viitoare pleacă. Spunea Valentin că lui nu-i se pare așa evident, iar Șervan îi explica că cele două fete sunt la votul publicului și publicul va decide cine pleacă. Valentina nu este plăcută de cei de acasă și e clar că ea va pleca. Valentin îi spunea că într-adevăr are dreptate și publicul va alege dintre cele două fete. Discutau și despre eliminările din gală, de ce la băieți a fost una directă și la fete au fost puse pentru săptămâna viitoare. Spuneau că din cauza acelui incident la băieții a plecat Silviu direct. Apoi spunea Șervan că el habar nu are ce fată să abordeze de acum încolo, nu-i vine niciuna în cap, a zis, nu simt, nici nu simt ceva pentru vreuna. Valentin spunea că nici el nu prea știe, Șervan îi zicea, la tine a fost Maria, Valentin. Iar Valentin îi zicea că Maria acum este ieșită din calcul, dar trebuie să mai aibă o discuție cu ea, pentru că zicea Valentin că în live se pot spune foarte multe lucruri și Maria a spus destul de multe lucruri urâte care nu și aveau rostul.